Salutări și bine vă regăsit aici. De ce crezi că eu am acest canișor? Cred că ați auzit de Tinder, de ați auzit vreodată de Tin Dog. Asta este întrebarea la care vom încerca să răspundem în lecțiile următoare. În lecțiile următoare vom încerca folosindu de Bootstrap și de CSS puțin mai avansat ca să creăm acest startup page, acest website foarte interesant, care va avea un title section, va avea un feature section, un carusel, a, un pricing plan, a, un collection și așa mai departe. În orice caz vom încerca să recreăm acest Tindok pe care îl puteți vedea aici și nu am folosit după cum am spus de bootstrap. A, va fi un proiect destul de interesant, o secțiune dată se va primi cred că de vreo 4-5 ore, așa că va fi o secțiune destul de lungă, vă aștept în videoclipul următor să vedem cum vom încerca să recreăm noi acest lucru.